Trei bursuci au ajuns, nu se știe cum, în beciul unei locuințe în construcții din comuna Ciurea. Proprietarul a zărit vietățile speriate și a sunat la 112. Au fost direcționate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Ciurea și din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași. De asemenea, la locul intervenției a fost solicitată și prezența reprezentantului ocolului silvic din zonă. Familia de bursuci a fost salvată din captivitate și predată reprezentantului ocolului silvic pentru a fi eliberată în mediul său natural. Iar dintr-un canal din municipiul Iași, pompierii au scos cu destulă dificultate un cățel speriat. Un câine care este căzut într-un canal tehnologic în municipiul Iași, pe bulevardul Poitier. La locul solicitării a fost deplasată o autospecială de intervenție cu 5 membri din echipaj. Aceasta a intervenit, a scos cățelul din canalul tehnologic și a fost redat în mediul său. Deși speriat, cățelul nu suferise răni. Imediat ce a fost eliberat, a fugit.